Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. Așa că îi spunem un bun venit prietenului nostru, Cătălin Sturda, publicist. Cătălin, bine revenit! Bună seara, bine v-am regăsit, îmi pare bine să ne revedem. În seara aceasta, Cătălin, te provoc la o discuție foarte interesantă. Vom discuta despre realitatea care ne înconjoară, despre ceea ce vedem cu ochii liberi, practic această transformare de zi cu zi, și am numit tema aceasta în mod generic Marea Resetare versus Noua Ordine Mondială. Este un titlu destul de pretențios, cu multe, să spunem, legături în tot felul de medii. Unii poate vor spune că este o temă conspiraționistă, alții, dimpotrivă, globalistă, a unor elite. Să explicăm de ce nu e conspiraționistă imediat. O să explicăm de ce nu vorbim. Haideți să stăm împreună, să vedem despre ce este vorba, să punem cele două, să spunem, sisteme de gândire, că până la urmă vorbim despre două sisteme de gândire, și până la urmă vom vedea că de fapt este unul singur, este unul foarte mare, și modul de prezentare către public este doar diferit. Unii îi zic noua ordine mondială, alții îi zic marea resetare. Vom vedea împreună despre ce este vorba. Probabil și tu, ca și mine, ca și mulți alții, ai aflat de acest termen în limba engleză, The Great Reset, și practic este un proiect măreț capabil să așeze omenirea pe un nou făgaș, pe un nou curs. Hai să vedem ce putem spune despre proiectul acesta, The Great Reset, Marea Resetare. În primul rând, trebuie să spunem că nu este vorba de nicio conspirație. Cred că cu asta trebuie să începem și să zicem că este vorba de ceva aflat foarte la vedere. Respectiv, aceasta a fost tema Forumului Economic Global de anul acesta, de la Davos. Este o temă folosită ca atare de Klaus Schwab, liderul acestui forum, unul din gânditorii care dau direcțiile acestui forum. El are și o carte care se numește Modelând viitorul celei de-a patra revoluții industriale. El vorbește în mod foarte explicit că este nevoie de un nou contract social, că omenirea, așa cum a funcționat până acum, nu mai poate să meargă înainte, că există niște probleme structurale foarte mari care ar trebui îndreptate și că e nevoie de reașezarea societății omenești, a politicii, a tuturor vectorilor, pe alte coordonate, de schimbarea coordonatelor. Deci această temă este o temă foarte transparentă și la vedere. Deci nu este o invenție a cuiva care comentează pe marginea Forumul Economic Global sau pe marginea declarațiilor lui Klaus Schwab, ci este pur și simplu ceea ce spun aceste elite globale. Pentru că vorbim de marele capital, vorbim de o serie de elite ale lumii, elite financiare, elite politice, gânditori precum Schwab și așa mai departe. Bun, deci aici discuția este ce înseamnă sau care sunt aceste noi coordonate, nu? Hai să vedem, aș vrea să citesc pentru mai bună înțelegere chiar un citat din ceea ce spune Schwab, Klaus Schwab, un mare, de fapt el e și fondatorul Forumului Economic Mondial. El spune așa, fii atent, la 75 de la anul 0, care a urmat celui de-al doilea război mondial, avem din nou șansa de a reconstrui. Procesul urmat după 1945 a fost clar. Construirea unei societăți noi pe epava războiului. Trebuie să vizăm un grad mai înalt de incluziune socială. Ține minte acest termen. Incluziune, da? Apoi să creăm o bază solidă pentru bunăstarea tuturor oamenilor și a planetei. De asemenea, vorbește despre fuzionarea identității fizice cu cele digitale. Reține și termenul acesta. Fuzionare, da? Da, fuzionare. Și apoi spune despre criza corona, că până la urmă asta este poate cel mai vizibil în zilele noastre, ar trebui să fie semnalul de plecare pentru a pata revoluției industriale. Ține minte și cuvântul revoluției industriale. Iar criza corona este văzută ca o oportunitate. Adică ce spune ei? Dom'le, dacă tot s-a întâmplat ca lumea să treacă prin această criză, dacă tot s-a întâmplat să ajungem la o nouă normalitate, pentru că aceste elite consideră că deja trăim într-o nouă normalitate, ceea ce probabil în mare parte este adevărat, atunci hai să profităm de această situație ca să building back better. Nu e unul din sloganurile asociate cu ideea de mare resetare, adică să reconstruim mai bine lucrurile pe alte temelii, un slogan pe care îl folosește și Joe Biden și Justin Trudeau, premierul canadian și așa mai departe. Adică plus Uniunea Europeană. Plus Uniunea Europeană. Plus Uniunea Europeană, exact. Dar totuși hai să vedem. De ce credem noi sau de ce poate e normal să gândim
anul 2020, anul, de fapt anul trecut, anul acesta, 2021, ca un an zero, și mai ales paralela aceasta cu cel de-al doilea război mondial, cu resetarea de la, da, de atunci. Păi a fost atunci a fost o distrugere totală. Și mass media mainstream au comparat criza COVID cu un război, deci cu o stare de război, și consecințele crizei COVID cu consecințele celui de-al doilea război mondial asupra întregii omeniri. Ceea ce putem să spunem este clar că unele măsuri au fost de acest tip, au fost justificate de către cei care le-au implementat în acest fel. Nu spun că au fost și justificate sau susținute de realitate sau de gravitatea unei situații sau că ele au avut într-adevăr efectul scontat sau efectul declarat. Dar ideea aceasta, și cu siguranță că au existat profitori de război, și probabil că și ceea ce discutăm aici în mare parte se subsumează ideii de profitori de război. Adică profitori și de COVID. Oameni care profită de pe urma unei crize ca să ce? Ca să unii dintre ei să se îmbogățească, să-și dezvolte afaceri, sau alții ca să-și împingă agenda, nu? Așa cum am văzut, marile războaie au accelerat o anumită agendă progresistă a lumii în secolul 20. Și așa cred că se întâmplă și aici. Acum, despre această mare resetare, care ar fi direcțiile pe care se merge? Păi se spune așa, domne, hai să înlocuim economia, the shareholder capitalism, cum se numește ea, adică în care există acționar, cu the stakeholder capitalism, cu economia în care toate părțile implicate au ceva de câștigat. Sună foarte bine, nu? În teorie. Însă, în realitate, ce presupune ea? În realitate, această înlocuire presupune o serie de inginerii sociale, pentru că lucrurile nu se întâmplă așa de la sine. Da? Nu vin eu și îmi cedez eu, să spunem, micul proprietar de magazin sau proprietarul unei case sau proprietarul unei mașini diesel, să zicem, nu vin eu și îmi cedez bunul sau renunț la bunul meu ca să fie toată lumea fericită. Și atunci e nevoie de niște metode de constrângere. E nevoie de niște metode de control social. Și aici intervine problema. Problema e așa, că avem o serie de elite care vin și gândesc în numele tuturor, da, în numele umanității, niște proiecte prometeice, adică niște proiecte de acestea de tip iluminist, în care omul vine și e Dumnezeu și remodelează planeta, remodelează lumea, nu, schimbă cursul, schimbă mersul. Se autodefinește. Se autodefinește, exact. Este autonom și autar, autosuficient. Deci aceste proiecte iluministe pe care le-am văzut, mai ales în vremea socialismelor din secolul 20, a comunismului, nu, puse în aplicare, ele se continuă prin acest mod de gândire, da? Deci vine o elită care are această ambiție și mai ales o are acum la nivel global. Adică nu mai este doar marele salt înainte din China, da? Revoluția culturală din China. Revoluția culturală din China, unde mor 100 de milioane de oameni, în mare parte fie de foame, fie uciși, fie în lagăre de concentrare, unde se schimbă cursurile râurilor, sunt nivelați munții, țăranii sunt făcuți muncitori, muncitorii sunt făcuți intelectuali și așa mai departe. Deci toată societatea este dată peste cap în 10 ani, într-o generație, da? Deci nu mai e doar ceva local. Acum vorbim de ceva la nivel global. Și care sunt direcțiile? Păi direcțiile sunt acestea, nu? O lume mai egalitară, deci una din direcții este clar egalitarismul. Această incluziune. Incluziunea. Care... Deci sunt clar niște... Vorbim de un mod de gândire și de o serie de sloganuri și de clișee pe care oricine a trăit în lumea comunismului, în spatele cortinei de fier, le recunoaște ca atare, nu? Și de care este absolut firesc să ne temem, e firesc să fim foarte circumspecți când le auzim din nou, mai ales că acum vorbim de o aplicare a lor la nivel global. Deci, de fapt, marea problemă este între ce se afirmă că ar fi bine, da? Și felul cum se ajunge acolo. Și ceea ce va rezulta la final. Pentru că de câte ori am văzut un astfel de proiect utopic, da? O utopie, că despre asta vorbim, pus în aplicare în timpul regimurilor socialiste ale secolului 20, de exemplu, știm unde s-a ajuns. S-a ajuns, în primul rând, la un faliment economic.
nu? La un dezastru economic. S-a ajuns în al doilea rând la victime colaterale ale acestor inginerii sociale, că vorbim de oameni închiși în gulaguri, în Uniunea Sovietică, că vorbim de victimele foametei din Ucraina, nu? O foamete forțată, impusă și creată artificial de către Uniunea Sovietică și așa mai departe. Deci vorbim de sute de milioane de victime. Deci o asemenea utopie, când este aplicată și forțată, da, mai ales la nivel global, nu putem să nu ne întrebăm unde poate să ducă și că se poate transforma foarte, foarte ușor într-un dezastru. Așa este. Toate aceste sisteme pe care le reîntâlnim acum în această mare resetare, așa cum îi spun ei, sunt deja niște sisteme deja trecute la nivel individual, la nivel individual de țară. S-a văzut în China, s-a văzut în Rusia, s-a văzut inclusiv în România, da? Toate aceste sisteme au trecut printr-o validare locală și care din nou acum sunt puse ca sisteme utopice, da, idealiste, la nivel global. Practic, ar trebui să fie puțin, să spunem, rău intenționat, poate chiar, să-ți dorești ca un sistem care n-a mers și s-a demonstrat că n-a mers. Da? Undeva într-o anumită țară, acest proiect pilot, că a fost în România, că a fost, știu eu, în Polonia sau unde a fost, acum să-l faci proiect mondial și să-l implementezi. Absolut. Mai mult prin constrângere. Să te folosești de această portiță, cu ghilimele de rigoare, pe care COVID-ul a oferit-o, da, această pandemie, și cu ocazia de, pe lângă durerea și necazul și toată această stare, să mai vii și cu reducerea la, cu nivelarea aceasta automat, așa, prin... A societății, da. Și uite, să luăm un exemplu. Exemplul ar fi The Green New Deal, nu? Care este, are scopul nobil de reducere a emisiilor de carbon cu 50%. Înainte să asta vreau să spun, Cătălin, și cred că e bine să aude spectatorul nostru. Deci am lămurit asta cu conspirația. Stimați prieteni, nu vorbim despre conspirații. Nu, vorbim de lucruri tare. Dar foarte important, la vedere. Toate ideile pe care le veți auzi, ideile acestea trăsnite care vin dinspre Forumul Economic Mondial, au un ambalaj atât de frumos și îmi place că ai spus lucrul acesta. Din punct de vedere a ceea ce spune, a ceea ce promite, sună atât de frumos încât ți-ai dorit să se întâmple acum, dacă se poate. Da, doar că sună utopic, deci vorbim de utopie și mai ales calea de a ajunge acolo implică constrângeri, da? Implică restricții, interdicții. Chiar unul din sloganuri este Nobody Left Behind. Păi ce înseamnă Nobody Left Behind? Că nimeni nu se poate opune, nu? Așa interpretăm. Adică dacă cineva se opune, va fi constrâns să urmeze pasul, să meargă în marșul rapid spre progres, nu? Deci iată cum întotdeauna există un dublu limbaj în spatele unor astfel de sloganuri. The Green Deal, hai să zicem, ce înseamnă asta? Deci este un proiect la nivelul Uniunii Europene și la nivelul altor state care implică reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Toate bune și frumoase, nu e ceva nobil să reducem emisiile de dioxid de carbon. Acum, însă, întrebarea este cum se va ajunge acolo sau care va fi prețul și care vor fi mijloacele. De exemplu, știm că până în 2030 în toate orașele din Uniunea Europeană se vor interzice mașinile diesel. Ok, deci vorbim de o interdicție, da? Această interdicție ce presupune? Presupune o mutație majoră a întregii industrie auto, nu? Eliminarea mașinilor diesel, ceea ce deja se întâmplă. Eliminarea mai mult pe șeși ascunsă deocamdată sau reducerea ponderii mașinilor cu benzină, nu? Promovarea, împingerea acestor automobile electrice, care însă deocamdată nu sunt suficiente state, n-au autonomie foarte mare în ceea ce privește bateria. Dar mai implică și alte lucruri. De exemplu, cei care au mers prin alte orașe europene sau chiar și cei din București sunt familiarizați cu un sistem de punere în comun a bicicletelor, în care toată lumea vine cu o cartelă și închiriază o bicicletă. Asta ce înseamnă? Că bicicleta nu mai este a mea sau a ta, da? E o proprietate privată, devine o proprietate colectivă, nu? Pe care tu doar o folosești. Cam asta este mentalitatea ca să se ajungă la acest scop al reducerilor emisiilor. Mentalitatea este ca unele bunuri pe care acum le posesc să devină în servicii. Și același lucru se întâmplă și cu mașinile. Deci în mari orașe europene există acest serviciu de car sharing
în care deja închiriezi o mașină hibridă sau electrică, o folosești 2 km, 5 km cât ai nevoie, după care te dai jos din ea. Deci e ca un fel de transport în comun, serviciu public de transport. Nu? Deci nu mai e mașina mea personală. Mașinile acelea sunt monitorizate cu chipuri, deci oricând sistemul știe cine a urcat, unde s-a dat jos, cât timp a folosit-o, care a fost traseul. Deci vorbim deja de un sistem de supraveghere și de control implicit, nu? Iar până la urmă scopul e acela de a mișca încet încet societatea, agenda spre o formă de colectivism, nu? Aici este. Deci printr-o, să spunem, aplicație apreciată de multă lume, printr-o aplicație de asta de a folosi la comun ceva, conștiința umană este antrenată pas cu pas pentru ceea ce înseamnă marea colectivizare capitalistă. De ce îi spun capitalistă? Pentru că vine imediat, fără un antrenament. Deci nu vine ca imediat după cel de-al doilea război mondial, când comuniștii au venit la putere și au forțat pe țăran să renunțe la pământul lor. Aici, practic, de bunăvoie îți dai, să spunem, dreptul la proprietate, renunți la proprietate și intri în această comunitate, sau să spunem, în acest colectiv în care faci share, îi spune în limba engleză, practic bunurile sunt la comun, într-un fel. Și nu e vorbim numai de mașini. Un filmuleț de pe postat pe site-ul Forumului Economiei Globale, anul acesta avea sloganul "You'll own nothing and you will be happy", adică nu vei avea nicio proprietate, nicio posesiune și vei fi fericit. Și era descris acolo o lume în care mașinile erau toate folosite la comun, casele erau închiriate, adică se stătea cu chirie, joburile erau toate digitalizate, exista un venit minim garantat, toți banii erau digitali, adică nu se mai folosea cash-ul, dar toate acestea ce sunt? Sunt forme de control social, nu? Sunt forme de reducere a libertăților, de reducere a autonomiei individului, care devine din ce în ce mai dependent de un sistem centralizat, deci exact ca în socialism. E, aici, Cătălin, ai atins un punct sensibil. Când vorbim despre libertatea umană și când vorbim despre demnitatea umană, avem o problemă. Hai să spun că pot trăi fără bicicletă, fără mașină, poate dorm și pe la alții. În momentul în care tu atingi propria mea libertate, aceea de a mă mișca, de a vorbi, de a fi liber, de a cumpăra sau de a vinde și multe alte libertăți, da? De a merge la biserică, poate. Ajungem și în aspectul acela. Bineînțeles, da? Bineînțeles. Și mai ales libertatea de a exista, de a decide ceea ce fac cu propria mea viață. Deci mai e vorba despre demnitate, deci până la urmă, mai sunt cineva că sunt om sau mai sunt om sau sunt o creație, o entitate făcută, să spunem așa, după modelul acesta. Ești un număr într-un sistem. Asta cred că este răspunsul foarte pe scurt. Ești o linie într-un fișier Excel. Da? Asta ești. Nu mai ești un. Ești un deținut cu un număr de ordine. Trebuie să spunem că această viziune este specifică acestor așa zis binefăcători sau mari salvatori, exact. Hai să spunem salvatori pentru că se folosește termenul ăsta. Globaliști. E specifică aceste viziune prometeică, adică dacă ar fi să ne întoarcem la Dostoevski și la legenda Marelui Inchizitor, am putea să recunoaștem în Marele Inchizitor tocmai filantropul. Filantropul de astăzi, da? Miliardorul global care vrea să salveze planeta. Care este viziunea Marelui Inchizitor? Viziunea lui se reduce la această constatare. Omul nu are nevoie de libertate, omul are nevoie de pâine. Da? Ei, omul nu are nevoie de libertate, omul are nevoie de confort, omul are nevoie de siguranță sanitară, omul are nevoie de divertisment, omul are nevoie de salariu minim garantat, venit minim garantat. Nu din cuvântul lui Dumnezeu trăiește omul, ci din pâine și din ceea ce oferim noi sau oferă statul trăiește omul. Nu? Deci este o răsturnare a sensului evanghelic, a mesajului evanghelic acesta. Tocmai asta definește aceste proiecte prometeice, aș spune, de tip iluminist sau de tip socialist, nu? Că socialismul e o continuare a iluminismului. Exact. Această idee că înlocuim demnitatea umană, libertatea reală a omului, care se poate regăsi numai în urmărirea unui cel superior,
supranatural, transcendent, nu? În urmărirea mântuirii și a cunoașterii lui Dumnezeu, înlocuim aceste lucruri cu confortul, cu pâinea, cu lucrurile materiale pe care, spun ei, oamenii le cer, nu? Poporul le cer. Minim suficient ca să-și ducă viața de pe o zi pe alta și să-i anihileze, într-un fel, perspectiva spre un viitor veșnic, cum, practic, desigur, ne dorim prin mântuire. Desigur, desigur, da. Dacă ne gândim că în spatele acestor proiecte se află, de fapt, un proiect asemănător turnului Babel, nu? Cum spune C.S. Lewis într-o carte nemaipomenită, care se numește Death Hideous Strength, acea umbră hidoasă, toți acești binefăcători, așa zici, binefăcători prometeiști, construiesc un turn Babel și asta vedem și aici, construirea unui nou turn Babel la nivel global, la nivel social, economic, da? Cui se află în spatele Babiloniei? Cine se află în spatele acestui proiect? Da? Se află întotdeauna, cel știm rău. Cine, cel rău. Cel rău, da. Da, diavolul a fost mare ucigaș de oameni. Ori... Asta e jobul lui. Asta e jobul lui. Până la urmă, știți cum e? Dumnezeu a creat omul și i-a oferit posibilitatea aceasta de a trăi veșnic. Omul, știm ce a făcut, a deturnat planul lui Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu a trimis un răscumpărător. Există mântuire, încă ne mai putem întoarce cu fața către Orfent. Dumnezeu, dar Orfent. În tot timpul acesta a existat cineva în spate care a încercat să distrugă planul acesta și, bineînțeles, să ne distrugă pe noi, că până la urmă asta este cel mai mare plan al diavolului, să ne distrugă noua viață. Îmi place că ai făcut asemănarea aceasta, paralela aceasta dintre ceea ce a însemnat turnul Babel în vechime și ceea ce înseamnă noul turn Babel. Îi putem spune, da, marea resetare aceasta este un nou turn Babel în care toate vocile acestea diverse, până la urmă, nu fac să construiască ceva, de fapt, o reconstruire, ci, de fapt, o distrugere, până la urmă. Sigur. Și ceea ce se distruge este exact creația. Cum îi spune cineva foarte frumos, omul este coroana creațiunii. Adică cea mai frumoasă capedoperă pe care Dumnezeu o putea face este chiar este ființa umană. E, asta se dorește. Și cum arăta Alexandru Solzhenitsyn, egalitarismul acesta, socialismul, ucide în primul rând sufletul. Deci nivelarea aceasta socială nu poate avea altă consecință decât moartea spirituală a omului. Bă, satisfacerea asta a minimului garantat. Deci pâinea e pentru azi, mâine, da? Haine, serviciul acela pe care l-am, digitalizarea aceasta, fie că este robotizarea, aici se spune în ființe umane. Robotizare, da? Automatizare, doamne, automatizare asta tot mai mare. Este strict pentru ceea ce fac pe pământul acesta. Dar mi-a tăiat orice legătură, orice speranță. Orice perspectivă transcendentă, da. Exact. Aici rămân, aici totul se întâmplă pe pământul acesta. Deci mi-a tăiat aripile cu care normal ar trebui să zbor către veșnicie. Cătălin, este un subiect atât de, de frumos și de, de complex subiectul acesta, pentru că na, ne revine nouă o misiune de a discuta despre el. Dom'le, această reorganizare, ca să-i spunem, cuvântul reset în limba engleză înseamnă repornire, readucere la zero. Da? O nouă identitate. Și vorbim, nouă identitate umană, nouă formă de organizare, da? Un comun social din acesta utopic și, bineînțeles, fără perspective, fără viitor. Hai să vorbim puțin despre libertăți, dacă se mai poate. Ce mai putem spune? Ce crezi tu că mai poate face această mare Babilonie? Hai să-i spunem pe nume. Bun, încă ceva, apropo de celălalt termen, noua ordine mondială, și ajungem și la libertăți aici. Noua ordine mondială nu e un termen conspiraționist, este tot termenul lui Klaus Schwab și tot, sau implicit, tot termenul folosit la, în cadrul acestor discuții. În ce sens? Ordinea veche, aia capitalistă, a dus la poluare, a dus la inegalitate socială, la foamete în Africa, etc., etc., nu mai este bună. Trebuie să construim o nouă ordine, să așezăm lumea pe altă coordonată. Asta înseamnă să construim o nouă ordine, da? Deci nu e ceva de conspirație. Pur și simplu înseamnă trebuie să schimbăm coordonatele și reperele pe care este construită lumea și să avem o lume din aceasta mai egalitaristă, digitalizată, cu forme de inginerie socială mult mai, mult mai strictă. Deci asta înseamnă, de fapt, această nouă ordine, înseamnă noile coordonate. Restricțiile, din păcate, ele fac parte din modul de a atinge acest scop, pentru că este clar că mare parte din oameni nu vor vrea benevol să
renunțe la o parte din proprietățile lor sau renunțe la autonomia pe care o au în prezent. De exemplu, dacă eu renunț la mașina mea personală, renunț la o bună bucată din autonomia mea individuală. Vedem acest lucru și în prezent, de la restricțiile din timpul pandemiei, din timpul, așa ziselor, lockdown-uri. Când inclusiv drepturile și libertățile religioase au fost foarte drastic restricționate în multe țări ale lumii, până la restricțiile din prezent, presupuse de exemplu de acest pașaport verde de vaccinare despre care trebuie să vorbim. Adică nu suntem antivacciniști când spunem că nu este deloc în regulă să introducem metode de discriminare prin care sub pretextul foarte, cum să spun, transparent și neonest al facilitării circulației, tu de fapt restricționezi dreptul la circulație. Că asta se întâmplă. Este un capitol important în discuția noastră și problema aceasta a pașaportului și o să insistăm puțin asupra acestei probleme. De ce? Am spus că nu suntem antivacciniști. Să fie clar, stimați prieteni, nu suntem împotriva vaccinării. Da? Dar acest act medical ar trebui să fie unul benevol. Da? Cu indicațiile sau contraindicațiile de rigoare, dar nu toată lumea poate să ia vaccinul. Bazat pe consimțământ informat, pe sfatul medicului de familie. De exemplu, în cazul meu, eu am un fond alergic puternic. Da? Un medic de familie competent îți va spune, domnule, e mai bine să fii prudent când ai un fond alergic, când ai alergii alimentare puternice, când știi că ai făcut șoc anafilactic în trecut. Bun, deci sunt excepții care sunt justificate medical. Ce facem cu ele? Bun, în momentul de față s-a spus că nu este obligatoriu și teoretic încă nu este obligatoriu, dar, un dar foarte mare, această, să spunem, campanie de vaccinare a ajuns în faza în care se face o diferențiere deja publică, deci nu mai e un secret pentru nimeni, nu numai în România, dar și în alte părți, cetățenii vaccinați au mai multe drepturi decât cei nevaccinați. Deși, până la urmă, suntem cu toții liberi. Ne-am născut liberi, în fața lui Dumnezeu este liber. Aici este o problemă, în primul rând, de libertate, de demnitate umană și apoi, bineînțeles, și o problemă constituțională. Până la urmă, de discriminare, da? Se introduce un mod de a discrimina, în mod clar. Ia zi, cât de corect este această discriminare, cât de corect este această discriminare, mai ales că încă România este o țară democratică, așa se spune, pe hârtie, așa se spune. Puțin. Bun, nu luăm exemplele cele mai dați și cum am văzut în Israel, deja au început de mai mult timp. Acolo, practic, s-a aliniat toată lumea la aceeași strategie, au acceptat, există o comunitate foarte mare, comunitatea ultra-ortodoxă, care știm că se opune în totalitate, dar, bine, au și alte, să spunem, aspecte ale acestei opoziții, dar Israelul este, să spunem, șef de pluton în ceea ce privește această dublă măsură, dar vine și la noi, vedem și în alte țări europene, iar problema aceasta ne va trata între cetățeni de rang 1 și cetățeni de... Exact, asta este problema, da? Când faci diferența între unii care sunt considerați de către sistem, de către stat drept, cetățeni de rang 1 și alții care sunt considerați de mâna a doua. Și practic tu ce faci? Tu îi punctezi, îi răsplătești pe cei care se conformează cu direcția de moment dată de cultura sau de politica dominantă, de autoritățile dintr-un anumit spațiu și un punct al istoriei, da, care poate să se dovedească greșită ulterior, această direcție, cum s-a întâmplat de multe ori în istorie, da, inclusiv în plan științific. Au fost multe experimente care ulterior s-au dovedit a fi greșite, nu? Și s-a renunțat la acea linie, la acea direcție. Bun, ce se întâmplă dacă greșesc acum oamenii de știință sau marile companii farmaceutice care vând aceste produse? Mai ales că avem niște cazuri, da, avem niște cifre de oficiale, da, nu pe conspirații încă o dată, ci date de aceste sisteme de monitorizare a efectelor secundare. S-au retras unele. Unele produse s-au retras de pe piață, studii arată nocivitatea, că unele dau gheaguri de sânge, care apropo nici nu erau trecute în prospecte la început, da, de-abia ulterior au apărut aceste probleme neluate în calcul în timpul testării. Deci iată câte aspecte există. Bun, iar tu îi recomandă
recompensezi pe cei care urmează această direcție oficială, da, și îi sancționezi luându-le din drepturi și din libertăți pe cei care nu urmează. Pentru că hai să fim foarte tranșanți aici. Deci să introduci un asemenea pașaport discriminatoriu nu înseamnă să facilitezi ceva. Înseamnă să restricționezi pe de o parte și să pui presiune într-o anumită direcție, da? Dincolo de acest aspect, ne ducem cu gândul la sistemul de credite social din China. Iară China. Deci ce se întâmplă în China în acest moment? Probabil mulți telespectatori știu deja că în China fiecare cetățean în parte are un scor de credite, da? Ai 200 de puncte. Din aceste 200 de puncte poți să păstrezi puncte dacă te conformezi cu politicile guvernului sau poți să pierzi puncte dacă critici guvernul, postezi pe Facebook împotriva guvernului, faci alte lucruri care sunt constante. În general sunt criterii politice, da? Deci încalci linia partidului. În momentul când ai încălcat linia partidului, ai început să pierzi puncte. Ce consecințe au punctele pierdute? Păi, se restricționează drepturi. Nu mai poți să călătoresc cu avionul. Nu mai am voie să-mi cumpăr bilet la o linie aeriană, de exemplu. Sau nu mai pot să călătoresc în străinătate. Da? Mi se restricționează. Sună cunoscut cu ce se întâmplă acum? Pentru că dacă eu nu voi avea acel pașaport, nu voi mai putea călători în străinătate. Nu? Deci, iată că există riscul să ne îndreptăm încet, încet spre un astfel de sistem. Să nu uităm că modelul chinezesc e numit socialismul cu față umană și e considerat de mulți lideri din aceștia sau gânditori sau filozofi globali, elite, ca fiind a treia cale, nu? Adică o cale dezirabilă de urmat pentru întreaga omenire. Ori faptul că deja avem așa asemănări izbitoare și că vorbim de o întreagă direcție de schimbare socială radicală pentru următorii 10 ani, nu mi se pare deloc întâmplător sau străin de acest model social pe care îl avem în China. Cătălin, hai să ne uităm așa la realitatea de astăzi. Noi avem o vârstă, suntem deja oameni maturi, suntem și părinți. Să zicem că noi am trecut la nivelul acela, suntem deja rebeli, ne știe lumea, și pe tine, și pe mine. Am avut foarte multe poziții publice și acum o facem pe tema aceasta. Să spunem că n-ar fi pentru nimeni o surpriză ca mâine să spunem că ne-au fost restricționate conturile sau știu eu, contul de Facebook, nu mai avem acces. Asta ni s-a tot întâmplat. Deci suntem obișnuiți. Da. Să zicem că noi avem deja un exercițiu acesta al limitărilor libertății. Ne-am născut și în comunism, am trecut prin mai multe faze ale vieții și iată-ne că suntem să spunem, tăbăciți de tot ce se întâmplă. Avem o problemă și aici știm foarte bine. Tu ești tată, eu sunt tată și ca noi mai sunt și alții părinți, da? Care văd că problema aceasta a acestui mare proiect care se cheamă Noua Ordine Mondială, Marea Resetare, afectează copiii. Dacă noi avem uneltele, dacă încă noi putem vorbi, înțelege, știm să comparăm aceste avantaje, dezavantaje, fazele acestea proiecte utopice, da? Ei, copiii noștri nu au această șansă și problema este că vorbim despre un sistem nou, da? Un proiect nou. Îi spunea Schwab anul zero. Anul zero înseamnă anul zero. Înseamnă că totul se recrează. Ca să recreezi un sistem nou, ai nevoie de un om nou. Nou, exact. O creație nouă. Parte din aceste proiecte prometeice este construcția omului nou. Pe noi poate cu noi nouă ce să ne mai facă? Decât să ne închidă gura, să știu, să... Dar sunt copiii noștri. Ce facem acolo? Cum deci vezi lucrul ăsta? Obiectul construcției omului nou. Deci, trebuie să fie reconstruiți în spiritul omului nou, așa cum s-a întâmplat și în vremea comunismului. Indoctrinarea pornește de la vârste foarte mici și pornește din școală. În ziua de astăzi e clar că se face prin mass media, prin aceste mari corporații, big tech, nu, Disney, Netflix și așa mai departe. Ideologizare? Ideologizarea copiilor se face. Să nu uităm că președintele Americii, Joe Biden, susține public că un copil trebuie să își poată alege sexul, nu, să poată să ia decizia de a schimba sexul de la vârsta de 8 ani. Decizia de a schimba sexul implică o alegere radicală, da? Implică intervenții hormonale, implică operații estetice, chirurgicale, care sunt ireversibile, da? De la vârsta de 8 ani.
pare ceva absolut monstruos să spui că un copil poate să facă fără părinți, da? Părinții fiind scoși complet din ecuație, poate să facă această alegere. Despre ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm spre comunizarea copiilor, nu? Adică copiii care devin proprietatea publică a statului. Da. Deci, până la urmă, de construcție aceasta, un atac direct la autoritatea parentală, la dreptul parental și de asemenea... La familie, la autoritatea familiei, la dreptul părinților de a-și educa copiii în spiritul cu propriile valori, cu propria credință. Da. Deci, mare resetare, să știți, orice am face, ori de câte ori s-a încercat, au încercat cu oamenii maturi, oamenii s-au opus, s-au iscat lupte, rezistență, da, mișcări, inclusiv în România, dacă nu știți aminte, atunci când au venit comunismul, au fost ani de zile în care s-a luptat în munți, da, au fost mișcări de rezistență, dar secretul este atunci când se duc direct la generația tânără, la copii. Copiii sunt inofensivi, ei nu se pot apăra, iar în momentul în care școala are rolul acesta de a spăla pe creier copiii încă din clasele mici, atunci avem o problemă și noul om este, să spunem, pe care de a se forma. Da. Ceea ce spunem că avem de-a face cu un proiect și apropo de copii care neagă până la urmă însăși firea omului, da? Contestă buna așezare a omului, contestă buna așezare sufletească, dar buna așezare inclusiv a omului în lume, contestă memoria, contestă legătura cu trecutul, apropo de formarea copiilor și a tinerilor generații. Și mai mult decât, nu ni se cere doar să tolerăm, da? Cum spunea preasfințitul Macarie al Europei de Nord, într-o pastorare recentă, spunea, nu ni se cere doar să tolerăm, ni se cere să participăm, să aderăm, să le celebrăm, da? Să le îmbrățișăm, să devenim înșine promotori ai lor, activiști ai lor, să ne dorim. Da? Aici este o foarte mare problemă. Apropo de agenda acestor, așa zis, filantropi ai popoarelor. Cum ne putem opune? Păi, în primul rând, să nu participăm noi înșine, nu? La această nouă inginerie socială. Da? Să nu repetăm minciunile pe care le vom auzi din partea acestor, așa zise, elite, doar pentru a lua partea celor puternici. Da? Din lașitate pentru a ne da cu cei puternici. Cum, din păcate, se întâmplă în astfel de vremuri. Da? E destul de ușor să cazi în asta. Apoi, sigur că pe cât posibil trebuie să luptăm pentru a ne proteja cât de cât valorile, nu? În cadrul familiei, prin întărirea familiei, prin întărirea unor obiceiuri în cadrul familiei, a educației care trebuie să se bazeze până la urmă sau să pornească de la familie, să rămână în permanent baza acolo, în cadrul familiei și, desigur, și lupta spirituală pe care aici o putem duce, da? Adică, până la urmă... Ceea ce putem face noi, mai ales în condițiile în care oamenii sunt foarte speriați când tu vii și le spui, domne, se întâmplă ceva atât de mare, la care toată lumea aproape participă, da? Și care va schimba radical în 10 ani fața lumii, încât mulți vor spune, hai mă, că nu e chiar așa, sau vă imaginați, sau, dar încă o dată, noi am lucrat cu materialul clientului aici, noi n-am venit să inventăm, am dat materialul citate din aceste elite aici. Bun, dar când te confrunți cu așa ceva, normal că prima reacție este să te sperii, să te intimidezi. Doar cum pot eu, omul de rând, individul mic, să mă opun la furtuna asta care vine, nu? La armata roșie ideologică care ne invadează, da? Vine peste noi. Și atunci asigur că ultima sau prima formă de rezistență nu poate să fie decât cea spirituală. Credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu și mai ales practicarea acestei credințe într-un mod ferm, nu cu rugăciune, cu... Deci, practic, păstrarea unei conștiințe curate, unei legături permanente cu Dumnezeu, cred că este singura. Stimați prieteni, stimați respectatori, vreau să spun foarte clar, Cătălin a zis aici foarte bine și astea sunt planurile, se spune în 10 ani. Suntem în 2021, asta înseamnă că până în anul 2030, dacă lucrurile vor merge așa în cum... În modul în care își doresc ei, da? Așa cum acești elitiști spun și își doresc, până în anul 2030 toate aceste lucruri se vor întâmpla și le vom vedea cu ochii noștri. Dar există această soluție și vreau să discutăm, că până la urmă, Cătălin, ai spus foarte bine, omul până la urmă, când nu-i mai rămâne nimic, îi rămâne Dumnezeu. De fapt, este prima opțiune pe care o am. Când mă nasc, mă nasc prin voia lui Dumnezeu și când voi muri, tot prin voia lui Dumnezeu vreau să se întâmple. Dumnezeu m-a înzestrat pe mine, pe tine, pe noi toți cu această libertate de a ne duce viața aceasta pe pământ după propria voință. Dacă Dumnezeu ne vrea roboții aceștia, apropo, inteligența aceasta artificială dusă la nivelul uman, da? Transumanismul acesta
noul om. Da, dacă, integrarea omului cu mașina. Digitalul, nu? Dacă omul, Dumnezeu vrea să ne facă, ne facea din, de la început așa. Dar ne-a lăsat voința proprie liberă acest arbitru să alegem noi dacă vrem binele, ne spune, Dumnezeu ne-a pus în față și binele da, și rău. Viața și moartea și noi decidem ce facem. Alegem. Și pe lângă credința aceasta pe care trebuie să o practicăm împreună, vreau să te întreb, celul are apartenență la un popor, Cătălin? Până la urmă, Dumnezeu ne-a așezat și pe tine și pe mine în România. Și pe noi toți care suntem aici, suntem în România. L-a citat aici tot pe Alexander Solzhenitsyn, care spune că pentru a-și atinge scopurile diabolice, comunismul trebuie să controleze omul, trebuie să controleze individul. Și pentru a face acest lucru, trebuie să distrugă în mod sistematic și programatic două aspecte, două rădăcini, doi piloni. Credința în Dumnezeu și conștiința națională sau identitatea națională. De aceea toate comunismele secolului 20, toate proiectele iluministe de tipul acesta babelian, nu prometeic, cum am zis eu, utopic, au fost proiecte colectiviste, globaliste, da, universaliste, s-a mers spre un universalism din acesta nivelator, da, imperiul global. Nu un universalist creștin, care înseamnă diversitatea în unitate. Da? Și atunci, rolul apartenenței la o națiune, aș spune că este aproape la fel de important precum rolul credinței, da, ca obstacol în fața unor astfel de utopii. Asta nu înseamnă naționalismul în sine, da, poate să fie ceva toxic. Dacă ne gândim la proiectele secolului 19, până la urmă știm că originile acestor proiecte naționaliste erau de factură masonică atunci, pentru că făceau parte dintr-un alt tip de gândire și un alt tip de agendă. Dar noi nu vorbim de naționalismul acesta cu, cum să spun, derapajele lui spre o formă de asta ideologică. Noi vorbim de patriotism, da? Noi vorbim de iubirea de țară, noi vorbim de recunoașterea valorilor, a identității naționale. Dacă Dumnezeu ne-a pus într-un loc, spunea C.S. Lewis, da? Dacă Dumnezeu m-a făcut englez sau m-a făcut român, Dumnezeu a avut un plan al său. Iar misiunea mea până la urmă, că toți avem o misiune pe pământ, ține și de faptul că m-am născut la Constanța sau la București și nu m-am născut în Australia, în Sydney, nu? Sau nu m-am născut, nu știu, în Africa. Deci fiecare dintre noi are un rol. Fiecare dintre noi e chemat să joace un mic sau să apere un mic avampost în marea bătălie. Să fie un mărturisitor. A zice eu, Cătălin. Până la urmă, hai să ne uităm puțin în istoria noastră recentă, mai puțin acum, imediat în anii 50, care a fost un mare, să spunem, un mare necaz în vremea aceea. Gândiți-vă la, de curând s-au comemorat Sfinții Închisorilor, dacă ne aducem aminte, oameni care, exact așa cum suntem noi astăzi, bineînțeles, nu ne comparăm, noi suntem prea mici ca să ne comparăm cu ei, deci nu se pune problema unei comparații, dar vreau să spun așa ca idee. Oameni care atunci au ridicat vocea, poate unii nici n-au făcut-o, dar prin simpla lor prezență, prin simplul lor mod de a trăi, de a-și duce viața, de a fi mărturisitori, domne, au deranjat exact sistemul, noua creație care era implementarea comunismului în România. Și au suferit, au mărturisit, și-au iubit poporul și și-au iubit foarte mult credința în Dumnezeu. Și ce au făcut, Cătălin? Au renunțat la propria viață. Mulți dintre ei s-au stins, nu s-au mai întors niciodată. Sigur. Fără să aleagă ei asta, însă atunci când s-au confruntat cu această încercare, au trecut cu demnitate prin ea. Cum spunea Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, răspunsul tatălui său la întrebarea lui ce fac dacă vin și mă saltă ăștia, ceea ce s-a și întâmplat în 1948, în 14 mai, răspunsul a fost: trebuie să te gândești dacă vrei să fii liber în timpul zilei sau să dormi bine noaptea când pui capul pe pernă. Da? Pentru că în acel context, ține minte că prețul libertății pentru Nicolae Steinhardt ar fi însemnat să-și denunțe prietenul, să-l denunțe pe Constantin Noica, ceea ce a refuzat să facă spre marea lui cinste. Deci el a ales să aibă conștiința împăcată, să doarmă bine noaptea. Și până la urmă, asta este adevărata libertate, dacă ne gândim. Cătălin, cred că avem generația noastră are o mare misiune. Așa cum de-a lungul istoriei creștinismului, de-a lungul
istoria omului, până la urmă, fiecare om a avut o misiune, fiecare chemare a lui în planul acesta lui Dumnezeu, cred că și noi astăzi avem o misiune. Și asta ne întoarcem la atitudinea asta creștină, până la urmă, da? Suntem oameni care practicăm credința creștină și mulți dintre cei care ne urmăresc sunt creștini, sunt creștini practicanți. Tema pe care am tratat-o și de care ne-am, să spunem, ocupat în seara aceasta, clar are două direcții. Este vorba despre un plan bine aranjat, frumos și bine împachetat, dar cu marketing și un PR de nota 10, se spune marea rearanjare, marea resetare. Da, un plan frumos, polit, frumos la privit, dar pe de altă parte este o nouă rânduire, o nouă formă de viață, un nou sistem cu un nou om, ceea ce ne afectează foarte mult. Acum, Cătălin, pe lângă îndemnul acesta pe care l-am avut înainte de a ne apropia de încheiere, vreau să dăm câteva sfaturi practice. Până la urmă, am stabilit împreună că trebuie să fim mărturisitori. Pe lângă asta, cred că mai trebuie să facem câteva lucruri. Ce părere ai despre... Și mă gândesc în primul rând la modul în care ne luăm informația. Îmi dau seama că foarte mult dintre ai noștri, dintre frații noștri creștini, nu se informează corect. Și tu ai văzut asta și eu văd asta, sursele de informare. Apoi, modul de interpretare, nu mai spun, dacă ți-a luat o informație greșită și interpretarea va fi 100% greșită. Și bineînțeles, hrana aceasta spirituală zilnică, care înseamnă citit, da, rugăciune, părtășia la biserică, prezența la biserică, da? Sigur. Comunitatea contează foarte mult atunci când ești... Absolut. Toți trece prin urcușe și coborâșe, avem nevoie de sprijin. Hai să dăm câteva sfaturi înainte de încheiere, pentru că știi de ce? Tu ești antrenat. A spune că și eu sunt cât de cât antrenat. Știi ce înseamnă, știi să-i spui. Suntem tăbăciți, da. Da? Dar sunt mulți oameni care își doresc să înțeleagă și mai mult să-și găsească imunitatea. Apropo, dacă tot am tratat subiectul acesta al imunității, să-și găsească imunitatea interioară care să zică stop până aici. Da, adică în primul rând trebuie să spunem că în general mass media mainstream și televiziunile sunt foarte, foarte biased, sunt foarte părtinitoare. Să ne gândim doar, apropo de marea resetare, pe câte canale am auzit acest slogan de tipul Building Back Better. Cred că pe toate. Cred că nu e canal pe care să nu-l auzim sub diverse forme în fiecare zi. Sau acest limbaj, când se vorbește despre consens. Ce se vorbește despre consens? Când vorbim despre, sau când vorbim despre unitate. Da? Unitate înseamnă, înseamnă unitate în jurul partidului. Da? Unitate în jurul proiectului. Înseamnă să fii mereu de partea șefului, să fii mereu de partea celui tare. Da? Asta înseamnă unitate. Când auzim acest dublin limbaj, îl auzim peste tot. Mi-a plăcut foarte mult poziția unor comentatori conservatori americani care spunea așa: cu fiecare alegere pe care o facem, noi dăm un vot, da? Într-o democrație nu votăm doar la 4 ani odată, votăm în fiecare zi. Iar când eu aleg să mă uit la CNN sau când eu aleg să mă uit sau să folosesc aceste platforme ale Big Tech, că vorbim de Netflix, că vorbim de Facebook și așa mai departe, eu dau un vot cu timpul meu, din timpul meu, da? Care acest vot se duce către marile corporații tehnologice. Ce înseamnă asta? Marile corporații care participă, care susțin fără niciun fel de rezervă, cu resurse imense, acest proiect. Da? Deci măcar să nu mai votez și eu cu timpul meu și cu alegerile mele făcute spre aceste corporații. Deci de asta își spune că, în primul rând, ar fi nevoie să ne alegem foarte bine sursele, să încercăm să căutăm acele surse care au curajul de a prezenta o altă perspectivă, da? De a nu fi mereu cu cei tari, de a nu fi mereu de partea celor puternici, de partea acestor elite, fără a fi, mai știu eu cum, conspiraționiști, cum se spune, da? Deci surse oneste, corecte de informare, cum este ProDocens Media. Trebuie, pe de altă parte, să ne limităm foarte mult, aș spune, expunerea la tot ce înseamnă televiziune. Deci eu aș recomanda un regim, cum faci regimul alimentar de televiziune. Post. Da? Post. Post aproape negru. Post negru, dacă se poate, de televiziune, e cel mai bun, cred. Da? Detoxifiere. Detoxifiere. Limitarea timpului pe care îl petrecem în social media, pe Facebook, mai ales timpul ăsta aleatoriu, când doar frunzărim Facebook-ul și ne relaxăm, de fapt nu ne relaxăm de absolut deloc. În cel mai bun caz ne pierdem vremea, da? Când facem asta, ca să nu zic că intrăm într-un mediu care e foarte poluat, foarte încărcat și ne umplem noi înșine de această zgură, de această poluare de acolo. Și
folosirea timpului mult mai, mult mai judicios. Nu folosirea timpului pentru familie, pentru copiii noștri, folosirea timpului pentru lucrurile pe care ne neglijăm de obicei, că suntem prinși în iureșul ăsta al informației. Comunitatea, iarăși, este foarte importantă, pentru că în creștinism, noi creștinii mergem pe o cale, da? Mergem pe, sunt două sau trei căi omologate, da? Una este calea lumii, cealaltă este calea mănăstirii. Astea sunt căile omologate. Bun, de ce mergem pe o cale cunoscută? Tocmai că dacă pică unul, cel din stânga, cel din dreapta îl ridică, nu? Și continuăm cu ajutorul fraților care sunt lângă noi. De asta este atât de importantă comunitatea, mai ales când vin niște furtuni de astea foarte mari, care te spulberă, te dărâmă, da? Dacă nu ești bine ancorat într-o comunitate, în niște valori, într-o credință, dacă nu știi foarte bine de ce crezi ceea ce crezi, da, păi atunci ești luat de furtună. Adevărat, și poate chiar la un moment dat e nevoie chiar de o catehizare a creștinilor. Sunt oameni care... Permanent. Permanență e nevoie de o catehizare. Deci o nevoie permanentă pe care, stimați prieteni, trebuie să o facem, să știți. O facem și noi. Și noi ne hrănim din acea hrană, din credința creștină, din Sfânta Scriptură. Și noi avem nevoie de părtășie, de rugăciune, de încurajare. Nu mai spun, Cătălin. Da, adică, ca să spunem, socialismul nu este proiectul lui Iisus Hristos. Da? Iisus Hristos nu îi spune tânărului boga care vine la el: voi trimite poliția politică și activiștii să-ți confiște averea. Fii pregătit și dacă refuzi te ducem la închisoare sau în lagăr, da? Îi spune, dacă vei dori să atingi perfecțiunea, da? De să mă urmezi. Așa, da? Și să mă urmezi, fă asta. Pentru că mai greu este cămilei să treacă prin urechii racului decât bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu. Renunță, practic, în parte ceea ce ai primit de la Dumnezeu, că până la urmă și tânărul bogat nu primise... Nu era nimic al lui, da? Și nu lua nimic cu el pe lumea cealaltă. Cum nici noi astăzi nu avem nimic, dacă o să o luăm așa. Exact, nimic nu e al meu, cum foarte frumos spune Giovanni Papini în GOG, da? Nimic nu este al meu. Totul le-am primit de la cineva, toate sunt daruri. Sunt daruri. Trebuie să fiu recunoscător. Sunt daruri pe care le avem spre administrare și pentru o perioadă, și dacă Dumnezeu va îngădui să trăim, și noi le putem da mai departe. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, o prezență extraordinară în emisiunea noastră, ca întotdeauna un interlocutor foarte bine pregătit și să spun așa, cu o bază creștin-conservatoare solidă. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta și, bineînțeles, te mai așteptăm și la altă emisiune. Și eu mulțumesc, Cătălin, și telespectatorilor noștri. Doamne ajută! Doamne ajută! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați venit în casă de dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!